Uite așa curgea bunica. Wow! Ce tare! Astăzi am onoarea să fiu invitatul unui post de radio celebru. Haideți cu mine să vedeți cum va decurge interviul. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, dar m-au lăsat singur în cameră și au plecat. Și acum eu trebuie să-i caut, să văd pe unde sunt. Pentru că n-am vrut să mă grăbesc. Au zis că ei nu mai stau să mă aștepte pe mine. Oare în ce parte au luat-o? Stânga sau dreapta? Teoretic pe aici ar fi trebuit. O, Doamne! Deci n-am pățit pe niciodată. E prima dată când nu fac și m-au plumbut de multe ori. Uite că de data asta s-a ținut de cuvânt. O, aici e o florărie, miroase frumos. Unde sunt? I-am găsit, sunt acolo. Și primul obiectiv pe care îl vom vizita astăzi va fi... Mini Polis, adică un mini orășel. Pentru copii, uitați, Mini Polis. Sunt foarte curios să văd cam cum arată la interior. Ia, avem aici o hartă cu ce se află înăuntru și să începem să explorăm, nu? Nu, mami? Sigur. Păi da, hai. Am să-mi iau rolul de fermier în serios ca să le arăt copilor cum se mulge o vacă. Voi știți cum se mulge vaca? Dacă nu, haideți să vă arăt. Uitați. Uite așa, haideți. Uite, nu face dată. A, da, uite, ți arată și aici cum se mulge vaca. Ai instrucțiuni clare. Deci, avem pămpuța. Eu n-am nevoie de instrucțiuni pentru că eu am fost crescut la țară și știu cum se mulge vaca. Stăm pe pămpuță și uite așa, Odine, te dai aici aproape și chiar curge lapte. Pui așa, pui mânuța aici, cu degetul ăsta ți apeși și tragi în jos. Uite așa, dă să-ți arăt, dă-mi voie să-ți arăt. Uite, pui așa degetul, așa m-a învățat bunica. Cu degetul ăsta face așa și cu astea la alte patru vii din urmă și face așa. Și tragi cumva așa în jos, vezi? Cu ăsta apeși aici ca să faci presiunea și după aia faci așa. E foarte simplu. Deci facem și cu amândouă. Uite așa mergea bunica. Wow! Ce tare! Exact așa se mulge vaca. Este foarte interesant. Hai, tati, și tu. Apeși tare și cu asta... Ai văzut? Ia uite! Așa! Și aici la fel. Ai văzut? Hai că vrea și Erica. Erica, tu nu vrei să mulci vaca? Hai că Erica a strâns mizire de la vacă. Unde i-am mâncat o tate? Aici, fiți atent, Odine, vine văcuța, bagă botul și apasă pe asta și curge apă, știi? Serios? Ea vine, dă cu botul aici, se adună apă și bea. Acum nu curge pentru că asta nu e conectată la nicio sursă de apă. Aveți dumneavoastră grijă de cățelul ăla, că eu trebuie să plec acum.
faceți bine pe cățelul meu, că tare mi-e milă de el și nu vreau să-l pierd. Îi faceți injecție? Mulțumesc, mulțumesc, mult, tare mi-e milă. Gata? Mare noroc am avut cu medicii aceștia buni. Am avut grijă de pufeal meu și sigur se va face bine. Astăzi am onoarea să fiu invitatul unui post de radio celebru. Haideți cu mine să vedeți cum va decurge interviul. Începem interviul? Sigur că da! Haideți să începem interviul, să nu mai ținem în suspans, pentru că am emoții foarte mari. Cum e să fiți pe prima dată la radio? Este o experiență foarte interesantă. N-am crezut niciodată că voi avea atât de multe emoții, dar... este foarte bine! Chiar mă bucur că m-ați invitat! Mă place la radio! Da, este minunat! A fost o experiență de neuitat! Cu siguranță data viitoare voi mai veni! Dumneavoastră doar să mă invitați, da? Vă mulțumesc mult! Vă las! La revedere! La revedere! La revedere! Cântăreți și mie asta, vă rog? Mulțumesc! Cât costă? Aveți în total 10 lei! Mulțumesc! Vă știți cum ajung fructele în magazine? Ia priviți! Mai întâi le culegem. Acesta este primul pas. Apoi le încărcăm în camioane. Ajung într-o linie de sortare. Vedem care este bun, care este rău, care este mai mic, mai mare, mai proaspăt, mai vechi și mai departe. În funcție de calitate, exact. Corect? După ce trec de linia de sortare, le ducem într-un depozit frigorific sau cu o temperatură optimă pentru ele să nu se deterioreze, iar apoi din depozit cu o mașină frigorifică se duc ori în magazin direct, ori într-un depozit unde se conservă pentru mai mult timp. Scrieți-ne în mesaje dacă voi știați cum ajung din livadă în magazin. Bine, sper să o pot repara aici, că dacă nici aici nu reușesc să repar mașina, nu știu unde în altă parte aș putea. Mă duc să o bag înăuntru pe elevator. Deci ce are mașina? Am pus aici, în partea dreaptă pe față, se aude așa un zgomot urât. Aveți idee la ce oră vine trenul? Peste 2 minute. Peste 2 minute. Să ne iau repede bilet de aici. De aici poți să iau biletul, da? Așa. O, ce bine. Am luat biletul? A venit trenul, a venit trenul. Eu mulțumesc frumos, eu am urcat. Uf, era super trenul ăsta. Doamne, noroc de omul acela de stație că mi-a spus că pot lua bilet de acolo. Da, știți ceva? Eu o să mă duc până în față la conductor să văd cum e într-un tren. Bună ziua! Îmi dați voie să vin aici în cabina dumneavoastră? Da. Hai, ia să vedem. Ce aveți aici? Wow, câte manete! Și chiar așa se conduce un tren? Da. Uite pe Erica aici! Ia uitați-o pe Erica! Hey. Așa? Da. Se pare că am pierdut semnalul. Hai, pleacă trenul! Cred că ar fi bine să las pe conductor să-și facă treaba și eu să mă duc să mă așez încet și ușor la loc. Ăsta a fost un tunel ceva, un foc, nu știu. Mă duc să mă așez. Aoleu! Uite că a ajuns în stație. Aici avem niște dinți. Oh my god, și o căniuță imensă.
Avem aici o cameră special amenajată cu semne de circulație, astfel copiii vor învăța legislația rutieră. Vreau să încerc traseul, pentru că sunt un mic copil. Hai să vedem traseul. Facem sensul giratoriu, pentru că avem semn de sens giratoriu, și mai departe, înainte, trecere de pietoni. Ai vreun semn la trecerea de pietoni? N-ai niciun semn, e ok? Trec eu acum și îți mulțumesc că m-ai lăsat. Ai drum cu prioritate și roșu la semafor, mami. S-a făcut verde, poți pleca. Super! Bună ziua! Despre ce sumă este vorba? 10.000 de euro. 10.000 de euro? Da, o secundă. Ați semnat bine actele? Ia să vedem. Da, toate e bine aici. 10.000. Imediat. Vedeți, da, așa este codul și să deschidem seiful. Așa. Ia să vedem. Deci, 10.000 de euro, da? Hai să mai lăsăm aici o parte. Aici, da. Așa. Aici împrumutul dumneavoastră 10.000 de euro. Mulțumim! Plăcere! Hai că am mai făcut asta tranzacție bună. Bună ziua! Vreau și eu să schimb banii ăștia. Bună ziua! Ia să vedeți pe ce e vorba. 400 de euro. Da. 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 Poftim. Mulțumesc frumos și vă mai așteptăm să apelați la serviciile noastre. Încă o tranzacție. Următorul, vă rog. Am ajuns și în cabinetul medicului stomatolog. Și avem aici un scaun de stomatologie cu o lampă care... Oare se aprinde? Ar trebui să se... Nu se aprinde ăsta. Așa se mișcă. E la scară reală. Aici avem ustensilele cu o grinjoara, așa, tăvița, și aici avem de spălat dinții. Uite ce perie mare, tate. Cum? Hai să mergem la un alt magazin, vrei? Hai să mergem la un alt magazin. La ceva? Ce avem aici? Bucătăria? O bucătărie reală. Wow! Un frigider adevărat. Wow! Bună ziua! Ce faceți? Bine. Vreau și o cameră de hotel pentru noaptea aceasta, se poate? Aveți da. Ceva liber? Da. Așteptați acolo. Bine. Oh, vine ca un client. Thank you. Nu uitați să dați un mare like și bineînțeles să vă abonați. Cu Erica și Odine vă veți întâlni la următorul sfârșit de vlog. Pa! Pa!